Bună și bine ai venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine ai venit la o nouă etalare. De data aceasta voi face o etalare pentru voi, dragii mei, dragile mele balanțe și pentru toți cei cu luna ascendent în zodia balanță. Vreau să fac o etalare și să vă transmit un mesaj din partea Universului, o ghidare, un ajutor, un sfat pentru perioada următoare. Este o etalare generală pentru doamne cât și pentru domni, de aceea vă recomand să luați doar mesajele cu care rezonați și dacă doriți o etalare în privat, dedesubtul acestui videoclip este adresa mea de mail unde puteți scrie și voi fi la dispoziția dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc că sunteți alături, că mă susțineți, că mă urmăriți, vă îmbrățișez cu drag. Haideți să vedem cum sunteți în momentul de față, dragile mele balanțe, luna sau ascendent, pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în această zodie sau care au luna și ascendentul zodia balanță, pentru toți cei care mă urmăresc, mă susțin și au o energie pozitivă în ce vă privește, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, da? Cum sunteți, ce faceți în momentul de față? Haideți să vedem. Mulțumesc. Aici îmi spune că în ce privește relația dumneavoastră sau în ce privește munca dumneavoastră, în ce privește situația în care vă aflați, există o a treia persoană sau există o interferență din afară care deranjează această relație. Poate fi o interferență sau o situație sau poate fi chiar o a treia persoană care poate interveni între dumneavoastră și o persoană la care vă gândiți sau între dumneavoastră și o situație la care vă gândiți. Acum depinde de fiecare, luați cu ce rezonați. Deci sunt anumite dezechilibre, anumite conflicte interioare, există o competiție. Există, nu știu, parcă nu sunteți pe aceeași undă de lungime cu acea persoană sau cu alte persoane. Nu vedeți lucrurile în același mod. Există acolo un dezechilibru. Pot fi semne de foc, berbecleu, săgetător. Cifra 3 poate avea un rol important. Sunteți născuți într-o zi de 3 sau număr de destin 3 sau ora 3, cifra 5. Văd că veți avea parte de o surpriză plăcută. Da, deci există aici o surpriză sau a apărut o surpriză între timp, în momentul de față, astăzi, da, sau în această situație, care v-a făcut să luați o pauză de la o relație sau v-a făcut să vă încetinească a merge mai departe cu privire la această situație. În ce privește o relație de trio? Sau în ce privește o a treia persoană, nu știu, ceva parcă a intervenit și a întârziat proiectul dumneavoastră. A fost o surpriză neașteptată, nu v-ați așteptat. V-a luat pe neașteptate sau pe cealaltă persoană sau cu privire la această situație, văd că există altceva care a intervenit. Și acest lucru a dus la o pauză, la un blocaj, la o oprire, la un fermo, cum se zice în italiană. Și acest lucru v-a produs durere, parcă v-ați simțit umiliați, dezamăgiți, parcă nu v-ați simțit prețuiți îndeajuns, da? Sau nu v-ați simțit, nu știu, respectați, parcă, nu știu, sau în ce privește munca dumneavoastră sau voi ca persoane, văd o durere de. O durere emoțională, da? Sau există o persoană aici care suferă într-o relație, o dezamăgire, nu se aștepta la această surpriză, la ca această a treia persoană să intervină și a fost o surpriză și acest lucru a dus la o durere, la o întristare, la o oboseală, la o tristețe, la a nu mai vrea. Parcă e o chestie de genul și cineva a luat o distanță sau vi se spune să luați distanță, să vă depărtați sau v-ați îndepărtat deja, da? Sau această persoană s-a îndepărtat pentru a sta mai mult singură. Văd aici pe cineva care preferă să stea mai mult singură, el cu ea,
să se îndepărteze de persoane toxice sau de această situație toxică care a adus neplăcere, care a adus durere și a vrut să stea singur cu el sau cu ea pentru a-și accepta aceste emoții și pentru a se întreba de ce și ce poate să facă. Haideți să vedem ghidarea îngerilor, sfatul îngerilor. Haideți să vedem. Ok. E vorba aici de o persoană care lucrează în cadrul sănătății sau în estetică, în, nu știu, cineva aici parcă dorește să aibă mai multă grijă de el sau de ea sau să se pună pe primul loc. E o situație de genul. Vi se spune când veți avea mai multă grijă de voi și vă veți pune pe primul plan sau pe primul loc sau vă veți da importanță mai multă vouă, toți vor atrage beneficii. Da? Astăzi încearcă să faci un tratament relaxant, cum ar fi un masaj, o baie de sare, marina sau o pedicură sau, nu știu, să te odihnești, să dormi, să te relaxezi. Și îngerul Leila, ți se spune să stai mai mult singur cu tine însuți, în natură, să meditezi pe în ce privești dorințele tale și pe în ce privește intențiile tale. Cere îngerilor să te ajute să ai o perspectivă mai pozitivă. Da, aici văd că astăzi cred că vei sta mai mult singur, singură, vei sta mai mult pe gânduri cu privire la corpul tău fizic, cu privire la, nu știu, trebuie să faci ceva bun pentru tine, să ai grijă de tine, nu știu, poate ai un disconfort fizic, poate cineva a avut aici o programare chiar la estetistă sau chiar la un masaj sau cineva se gândește poate să facă o baie caldă, să se odihnească mai mult. Poate treceți printr-un disconfort fizic și acest lucru vă va face să vă opriți un pic și să aveți grijă mai mult de dumneavoastră. Îngerul Tereza îmi spune că să luați o pauză, te-ai dedicat prea mult intens altor persoane. Acum a venit momentul ca tu să te oprești și să ai mai multă grijă de tine. Să te îngrijești mai mult. Sunt anumite doamne care poate chiar aveți ciclu menstrual și cred că aveți nevoie să vă oferiți o pauză, să vă odihniți mai mult, să vă relaxați mai mult. Și Îngerul Raie, vă gândiți să mergeți să faceți sport sau v-ați dori acest lucru? Veți medita astăzi? Această meditație vă va ajuta să vă regăsiți echilibru psicofizic. Sau exercițiile, sportul, vă va ajuta pentru pacea minții și pentru creșterea spirituală în acest moment. Astăzi veți medita. Astăzi veți medita, veți da atenție vouă, vă spune și vă sfătuiesc acest lucru îngerii. E posibil să vă gândiți la sănătatea dumneavoastră mai mult și este sănătos să faceți acest lucru. Văd aici literele L, R, T, B. Haideți să vedem ce va fi în perioada următoare. Va supăra cineva. Cineva va supăra. Cineva va produce provocări. Mesaje, comunicări din partea altor persoane. Și văd că sunteți foarte hotărâți să îi puneți la punct. Și foarte bine faceți. Ați făcut o alegere să puneți la punct, să luptați împotriva lor și vi se spune să faceți acest lucru. Să o faceți. Pentru că trebuie să vă faceți respectați. Și vi se spune să mai ieșiți. Să mai ieșiți cu prietenii, să mai ieșiți afară. Sau văd pe cineva care vă va chema, sunt anumite obstacole, vorbe, discuții pentru a vă vedea, pentru a vă întâlni. Și vreau să zic aici că văd un nou început pentru dumneavoastră. Văd că dumneavoastră puteți fi propriul dumneavoastră regat.
nu aveți nevoie de nimeni și de nimic și văd că veți lua o hotărâre și sunteți foarte decise, să luați o pauză, să stați în casa dumneavoastră, voi înșivă, pentru a organiza planul dumneavoastră, ideile voastre, în mintea dumneavoastră. Da, deci văd aici relaxare. Relaxare și văd meditare, sport, dar și un blocaj aici. Văd că veți renaște ca pasărea Phoenix. Aici îmi spune că veți avea parte de o fericire după o pierdere, după o suferință, după o cădere, după un sacrificiu. Veți zbura ca pasărea Phoenix. Vă veți lua zborul ca pasărea Phoenix aici, văd, da? Din veți renaște din propria cenușă. Da, interesant. Haideți să vedem ce vrea să vă transmită oracolul lunii pentru această situație. Cifrele 6, 42, 1, 3, 9. Văd că în ce privește o instituție, în ce privește o alegere, o persoană din trecut care v-a produs un blocaj, v-ați sacrificat și ați luat decizia să eliminați acea toxicitate, acea persoană sau acel blocaj. Deci, în ce privește spiritualitatea, în ce privește corpul dumneavoastră fizic. Dar văd o schimbare de judecată, de poziție care poate apărea, care poate duce un nou început. Și cred că ați luat hotărârea să luați taurul de coarne și să puneți punctul pe I, că așa nu se mai poate. Și de a schimba circumstanțele, de a vă face dreptate, de a vă face respectați și chiar să spuneți nu, chiar să și refuzați. Și ai încredere că de fapt ceea ce pare imposibil este de fapt posibil. Da? Deci nu-ți pierde speranța că poți aduce o schimbare. Dacă aștepți un mesaj, o comunicare, o vei primi. Dacă e ceva oprit și stă pe loc în momentul de față și îți aduce frustrare, suferință, ai încredere că de fapt va fi o schimbare în viața ta. Să lași acea suferință în urmă, să lași acea frustrare în urmă. Da? Deci, de fapt, ceea ce ți se pare tu imposibil în momentul de față va fi, de fapt, posibil. Vei avea parte de acea schimbare. Ai încredere în visele tale, cum îți spuneam. Și ești foarte aproape de atingerea obiectivului tău, de ceea ce îți dorești, să-ți împlinești visele. Poate chiar acum, în momentul de față. Da, deci, cum auziți, primesc mesaje. Așa o să primiți și dumneavoastră. Deci, este clar că luna această plină vă spune că veți avea parte de reușită și de atingerea obiectivului vostru, așa cum vi-l doriți. Unii dintre voi poate sunteți în zodia vărsător sau aveți luna ascendentă în zodia vărsător sau aveți luna sau ascendentă în zodia balanță. Haideți să vedem încă un mesaj. Îți iese pus la încercare angajamentul, da, și nu lăsa mândria să devină un obstacol în calea ta. Poate tu, e posibil să, din cauza orgolului sau mândriei tale, să refuzi și să amâni pe cineva sau să nu mai vrei, da? Deci nu lăsa ca acea mândrie să devină un obstacol în calea ta, pentru că nu este bine, da? Dacă îți dorești în adins ceva, acel ceva pe care tu ți-l dorești. Și cifra 55, Arcangelul Gabriele, zice că te va ajuta să vorbești într-un mod deschis și a spune adevărul tău cu educație. Cere inspirație pentru opera ta, pentru situația ta și pentru discursurile care tu le vei vorbi în public. E posibil ca să trebuiască să vorbești cu cineva. Să vorbești într-o instituție, cu o persoană care lucrează într-o instituție, să vorbești pur și simplu, să trebuiască să comunici. Vei fi inspirat să spui adevărul tău, vei fi inspirat să spui ceea ce simți și ceea ce gândești. Și cifra 22, în ce privește organizare, în ce privește stabilitatea ta. Cifra 4, 55, 3, poate avea un rol important, 42, 1, 9, 6. Deci
Aici zice că ești arhitectul vieții tale. Ți se poate părea excentric și extravagant, dar în realitate ai puterea de a simți pe pielea ta vocea Universului. Ai încredere în acest talent și vei ajunge acea iluminare spirituală. Și cifra 3, divinul interior, zice că divinitatea ta interioară este Odea, este o ea, îți stă aproape în acest moment. Cere ajutorul, va fi fericit să te ghideze, mai ales să, cu privire la o comunicare sau cu privire la procesele tale mentale. Ești o persoană spirituală, ia-ți timpul necesar să te deschizi divinului feminin. Sunt persoane dintre voi, chiar dacă sunteți doamne, aveți probleme cu energia feminină, cu femeile în general, și acolo poate exista un dezechilibru și poate unii dintre voi chiar aveți o energie mai puternică, masculină și nu prea înțelegeți femeile sau nu vă place, nu știu, du-te, vino, un pas înainte, unul înapoi. Și zodia rac aici, zodia gemeni, capricorn, au fost anumite iluzii și blocaje mentale, supărări, chiar și manipulări, toxicități, da, care v-a deranjat, dar cum spune acest mesaj, această dea, această divinitate feminină, dacă tu îi vei cere ajutorul, te va ajuta, te va ghida cum să vorbești, ce să spui, să înțelegi aceste doamne sau aceste femei sau această parte feminină, că ești o persoană spirituală și așa că ai nevoie de timp să te deschizi. Haideți să vedem și dragonii ce vor să vă transmită. Interesantă etalare, chiar aștept mesajele dumneavoastră. Zice că veți avea parte de o renaștere, să vă mai dați o două șansă. Că veți renaște, cum am mai zis și aici, vedeți același lucru. Veți renaște din propria cenușă. Deci, ca o pasăre Phoenix, mai dați o șansă sau trebuie să mai dai o șansă unei anumite persoane care te-a blocat, te-a pus într-o situație de frustrare, suferință, sacrificiu. Mai dă o șansă, pentru că aici văd o schimbare pentru tine. Și treci printr-o transformare, văd. Treci printr-o transformare spirituală. Sunt anumite lucruri care tu trebuie să faci ordine în viața ta. Anumite persoane, cu anumite situații, să elimini acele lucruri care nu-ți mai trebuie sau care nu-ți mai servesc care, pentru binele tău superior, acele lucruri care, nu știu, te blochează, trebuie să le elimini, să le tai, să le lași în urmă acel trecut. Vei face această ordine și foarte bine faci. Foarte bine faci pentru că acest lucru te va duce la o nouă viață. Da? La o nouă viață pentru viitorul tău, la o nouă energie, la vindecare, la echilibru. Haideți să vedem, wow, uite, vezi, va fi un miracol pentru tine și iubire necondiționată. Deci văd o minune pentru tine, un miracol, o soluție la o problemă, va ieși soarele, vei străluci, te vei bucura, vei fi fericit, fericită, acel plan al tău va funcționa. Și văd că vei primi iubire necondiționată, vei oferi iubire sau ți se spune să faci acest lucru, să faci acel sacrificiu, să oferi acea iubire necondiționată, pentru că la rândul tău vei primi acea iubire necondiționată. Cum vezi în această poză, vezi acest fum, acest fum de fapt este spiritul tău care va renaște, de fapt este divinitatea care te inspiră, te protejează pentru a face pașii următori și văd că intri foarte mult în contact cu divinitatea. Ești iubit necondiționat, ce să mai spun? Faci un miracol pentru tine și pentru persoanele din jurul tău. Ești un miracol, da? Te-am pupat, sper că ți-a plăcut, aștept mesajele voastre și să ne vedem cu bine, sănătate, la revedere, Doamne ajută!